Care este motivul pentru care grupul de consilieri PSD s-a opus proiectului vizând majorarea salariilor funcționarilor de la Consiliul Județean? După cum am explicat și în plen, considerăm că este o diminuare mascată a salariilor prin această plafonare la nivelul de salarizare din 2019. Ba mai mult, acum am aflat de la angajații Consiliului Județean că această grilă este de fapt la 2018, nici măcar la 2019. Dacă ținem cont că în 2019 salariul era 2080 de lei, salariul minim brut, în funcție de care se calculează toate salariile, iar la 1 ianuarie 2020 este de 2330, este o diminuare reală de 8%. Dacă mai socotim și rata de inflație de 4%, ajungem la o diminuare reală de 12% a veniturilor. Ce credeți că se va face în continuare? Nu știu, este la latitudinea executivului ce va veni în continuare. Vom vedea și vom acționa în consecință.